Steaua. Steaua înseamnă totul. De când am venit din 91, am câțiva ani în care nu mi-am dorit niciodată să plec de la Steaua și nu cred că aș putea să explic ce înseamnă Steaua. Prima mea zi la Steaua a fost undeva prin 93, la Miercurea Ciuc. Venisem la o echipă care erau cei mai buni jucători din istoria clubului Steaua și a fost, cred că, cea mai emoționată zi a mea din cariera de sportiv. Pot să spun că accederea în grupele Champions League, asta înseamnă undeva prin 97-98. Aveam o echipă foarte bună, ieșeam campioni, în fiecare sezon ne calificam în grupele Champions League și cred că erau realizările cele mai mari ale noastre. Pot să spun că tot ce am învățat bun a fost la Steaua, fiindcă nu am jucat la altă echipă. De-a lungul sezoanelor au fost colective destul de ok. În jocul de echipă ai multe de învățat. Dacă îmi permiteți, aș avea două persoane. Una care e antrenorul Ioan Ioniță, care m-a adus în curtea clubului Steaua. Dânsul a venit și mi-a spus să vin la Steaua. Și a doua persoană care m-a ajutat pe mine și nu numai pe mine, întreaga secție de hockey a clubului Steaua să aibă rezultate bune este Cristian Cârlan. Clubului Steaua aș dori să fie ce a fost până acum, să încerce să aducă cât mai multe titluri de campion și cea mai simplă urare, hai Steaua!